Bine ați venit la Roșia Montană, una dintre cele mai vechi localități cu tradiție în exploatarea resurselor miniere prețioase din Europa. Salutare tuturor! Ce-am făcut, Andreea? De la videoul trecut am mers și am înoptat la Hațeg, pentru că era deja târziu. Și pentru că ne apropiem de Cluj, acolo unde trebuie să lăsăm mașina, Andreea de mult își dorea să ajungă la Roșia Montană. Exact. Și am zis, acum e momentul potrivit, pentru că cumva treceam pe lângă și ne-am hotărât și suntem deja în Roșia Montană. Noi am încercat să vizităm, adică am fost în partea de jos, la galeriile romane, exact. Dar din cauza pandemiei sunt închise, n-au fost deschise anul ăsta de prin martie deloc, deci de când a început pandemia. Da, chiar ne doream să vizităm, e vorba de niște galerii miniere care au fost săpate acum 2000 de ani cu Dalta și Ciocanul și au o lungime de vreo 2 km, dacă nu mă înșel, prin munți. Și în mod normal se pot vizita câteva sute de metri, iar accesul se face prin coborârea 157 de trepte. Da. Dar acum nu putem, condiții speciale. Exact. Suntem în centru istoric și ne-am uitat puțin așa de jur împrejur. Sunt câteva clădiri vechi, unele dintre ele puțin renovate. Da, centrul istoric este considerat acum arie protejată și se dorește restaurarea clădirilor de aici. Am văzut că sunt două, trei care deja sunt restaurate și multe care, din păcate, nu prea. Ne-am hotărât să facem un mic traseu. Da. Avem aici mai multe plăcuțe cu trasee. Uitați. Circuitul Monumentelor, Circuitul Văii Corna, Detunata Golașă. Da. Și noi am zis că mergem către Tăul Anghel, pe Circuitul Tăurilor, să vedem lacurile care sunt amenajate aici, da, în jurul vedem localității. O mică zonă de exploatare minieră, cum arată, adică ce au mai rămas. Astea sunt așteptările pe care le avem noi, știi? Exact. O să vedem acum ce găsim aici în realitate. Traseul începe de aici, din centru istoric. Da. Hai să începem, Andreea. Și două ore jumate, cam așa. Da. Am zis că începem acum, am mers în direcția aia, dar din păcate nu începe așa traseul. Acolo e o mică greșeală cu săgeata. Că din păcate. Din păcate, nu? Să-i zicem așa. Mai scurt, așa, pe partea aia. Nu, dar nu știu, părea mai interesant, nu știu de ce. Așa că am luat-o către Tăul Țarina. Și da, uite, avem primul marcaj aici, bulină albastră și cu săgeată. Deci ăsta o să fie circuitul pe care îl urmăm noi astăzi. Și aici avem clădirea care înainte era bufet. Deci aici minerii, după ce lucrau o zi întreagă, probabil că veneau și la un pahar de bere. Da, un pic, nu? De socializare. Da, făceau socializare, vezi? Da, uite ce detalii au rămas. Da, clădirea e din lemn. Da. Apoi e betonul ăsta care o îmbracă și erau detaliile alea. Poate încet, încet o să le refacă și pe astea. O primă clădire istorică importantă, școala germană, clădire care datează din 1830-1850. Și e pus, nu știu, e îmbrăcată puțin cu lemn, să nu cadă zidurile astea. Are puse tot felul de schele. Da. Să nu cadă zidul. Asta era intrarea și probabil că acolo erau sălile de clasă. Pe traseu avem parte deja de prima surpriză plăcută. Am găsit niște frăguțe. Fragi. Da. Nu foarte mulți, dar asta e un semn bun, că s-ar putea să mai fie mai sus. Da. Și deja am urcat, deja am început urcarea, încet, încet. Scria că traseul nu e de dificultate mare, dar uite, deja începem să urcăm puțin. Da, uite, acolo una. Dar ce mari sunt. Ce mare e, uite. Avem un pic de apă. Wow, ce frumoasă e. Da, să zic că uite, aici pe margine, cred că din loc în loc tot o să mai găsim. Sperăm. Ce ai acolo? Mamă, ce culoare, uite. Wow. Perfecte sunt. Așa-i? Da. Poftim. Pentru tine. Mamă, ce bine arată. Și am mai găsit una pe jos. Asta e mai coaptă un pic. Ai mai coaptă, da. Astea bine să nu le mănâncă. Uite, fragi, prune. Hai să vedem, cred că o să mai găsim. Pe traseul ăsta diverse fructe. Da, îmi place tare mult pe aici. E foarte liniștit. Și aici, ca și în alte locuri, încă nu ne-am întâlnit cu nimeni. Chiar. Vedem până la final dacă mai
Întâlnim oameni pe traseu. Din nou fructe. De data asta alte fructe, uitați. Avem parte de corcodușe galbene, foarte gustoase, direct din copac. Ce bine arată. Și acolo, Andreea, din nou prune. Da, dar la coapte n-ajung. Deci dacă faci drumeție pe aici, prin jurul Roșiei Montane, ai parte de fructe. Liniște, fructe. Poate găsim și aur. Ce să găsim? Aur. Aur? Ar fi interesant. Păi știai că Roșia Montană este în top 10 zăcăminte de aur și argint din lume. Wow! Da. În toată zona asta sunt zăcăminte de aur. Practic sub noi, probabil, la o anumită adâncime, se găsesc zăcămintele acestea. Da. În toată zona, mai mult, mai puțin. Și noi am ajuns la primul punct de pe acest traseu. Suntem la Tăul Țarina, unul dintre tăurile pe care le vom vedea pe parcursul drumului nostru, pe traseul acesta. Și așa, ca punct de plecare, ce sunt tăurile acestea de fapt? Sunt niște urme lăsate de om asupra peisajului, practic sunt niște lacuri construite și au apărut în urma nevoii oamenilor de a curăța minereurile pe care le exploatau. Da. Deci, practic, se făceau acumulările acestea de apă și se extrăgeau ulterior prin diverse mecanisme cât apă era necesară pentru a prelucra minereurile. Da, de fapt, cred că curățau minereurile cu apă din astfel de lacuri și aveau nevoie de cantități mari și sigure. Adică, exact. Da, la vremea aia nu cred că erau izvoare cu debit așa mare, așa că au construit aceste lacuri artificiale. Da. Asta chiar e destul de mare. Asta e de prin 1779 construit. Serios? Da, da, da. Deci merge deja spre 300 de ani, vă dați seama. Exact. Acum sunt doar niște locuri pitorești, așa? Da, puncte de agrement, practic. Da. Fiindcă el nu mai... Și-au pierdut rostul de la acele timpuri. Da. Și acolo e o mică căsuță chiar pe lac. Cred că pe acolo extrageau apa prin anumite conducte șgheaburi, exact, și o duceau către zona de exploatare. Da. Da, uite, interesant. Am bifat așa primul punct mai important după ce tot am mâncat fructe pe traseu. A venit așa din nean. Da, nici nu l-am văzut, că noi eram acolo și am venit așa pe drum și când ne-am uitat în dreapta, hopa, uite lacul. Da. Din Roșia Montană, de acolo din centru până la acest prim lac, am făcut aproximativ 25 de minute. Jumătate de oră maxim. Cu copaci, toate alea. Traseul ăsta e pitoresc, Andreea, ce zici? Zic bine? Da. Chiar așa e un... Nu pot să zic deloc că e turistic, sincer. Nu. Pentru că nu găsești absolut nimic comercial. Efectiv, te plimbi printr-un sat din România. Așa, liniștit. Da. Foarte fain. Uite, aici avem o zonă din care vin animalele, vacile, probabil, și beau apă. Uh-huh. E un mic izvor. Păsări, greieri, și super ușor, fructe. Traseu. Practic e o plimbare pe uliță, nu e da, exact. Nimic complicat. Cine stă în zonă și vrea o plimbare așa într-un sat pitoresc din România, vine aici și dacă poate să aibă parte. Abandonată. Da, acolo e o curte cu o casă foarte veche, dar e abandonată. Se vede că nu mai stă nimeni. Dragă comunitate veselă, am avut parte de cea mai faină surpriză. Cea mai tare. Astăzi trebuie neapărat să vă spunem și vouă. Da. Tot mergând pe traseul acesta pe care am pornit din Roșia Montană, la un moment dat am dat de o căsuță super interesantă care avea o plecuță la poartă și care se numește Căsuța Plantelor din Țarina. Chiar în spatele Andrei. Da. Și curioși din fire cum suntem, am mers să ne uităm puțin peste gard și am dat peste proprietari care, drăguți fiind, ne-au invitat înăuntru în curte să le vedem puțin căsuța. Bun. Și am aflat ulterior că, de fapt, este vorba despre un loc în care Mirela, proprietara, se ocupă cu culesul cu plantelor. Și cu uscarea lor și cu prepararea ceaiurilor, da, a cremelor. Din flora spontană. Exact. Adică se duce pe dealuri pe aici, peste tot, prin jurul Roșiei Montane, culege plantele, exact, aduce acasă și pe aia începe procesul. Da.
Și stă aici cu Daniel și ea stă de 4 ani aici. Da. S-a mutat în căsuța asta aici, pe deal, în Roșia Muntană și face chestia asta. Wow! Și în plus mai au și spații de cazare. Adică dacă sunteți interesați de experiență de asta super autentică. Da, e super autentic. Deci... Da, da. Și chiar o trebuie cazare... să ți se potrivească, știi? Exact, exact. Paturi pe paleți, așa, e total foarte diferit fain față de... Da, uite, am cunoscut doi oameni frumoși, așa, inopinat, adică exact, nu ne așteptam, îți dai seama ce tare. Da, am stat și... la un pahar de fresh de pere, da, făcut de ei. Cu morcov, cu tot felul, exact, am mâncat alune, nu alune, nuci. Nuci. Am ajuns pe o culme undeva mult mai sus și în față, undeva în depărtare acolo, se vede zona de prelucrare a minereului. O zonă industrială uriașă. Da. Noi așa o vedem de aici. E abandonată, sigur. Da, sunt închise lucrările acestea de prelucrare a minereului și de extragere, de extracție. Dar se văd urmele fostei mine. Wow, ce mare e. Și cred că mai avem ceva până la următorul lac. Deci tot am mers și am zis că hai, că imediat o să ajungem la el, dar rău. Și aici o casă oare sau... parte din stația meteo Salvamont. E ceva? Da. Andreea, unde am ajuns? Nu știu să-ți spun, dar place. Suntem într-o zonă, nu știu, foarte, foarte sălbatică. E un platou drept, iar acolo cred că avem undeva la 10 cai. Și am mai trecut de 2, nu știu, stână oare? E plin de cai acolo. E foarte frumos. Marcajul. Da, am văzut marcajul și aici pe dreapta, uitați-vă, căsuță mică, părăsită. Da, sigur, e o fermă sau ceva. Și am... Da, cai de munte, mari. Masiv așa, da. Și am găsit și... Și mure. Da, deci avem corcodușe, prune și acum avem și mure. A, și fragi. Iau și una. Hei, hei, hei. Mamă, dar câta... Câta tufa de mure, fii atent. O, ce bun ies. Deci n-am mai văzut așa multe tufe de mure și pline de mure. Uite, coapte, niciodată. Uitați cum arată. Uitați în partea de sus. Wow. Și sunt foarte gustoase. Asta nu e coaptă. Hai că avem aici sus. A, uite asta mare. Uite că înțeapă dacă nu ești atent. Ia uitați. Mamă, câte zi bune. Merită să vii până aici, sus, doar ca să mănânci murele astea. Pe unde ești, Andreea? Dar tu cât culegi? O caserolă? Mamă, ce aici? Ia uitați. Bravo, Andreea. Azi ne-am luat doza de vitamine din natură. Cam așa arată cerul după ce a trecut un avion, probabil un curier. Foarte frumos. De acolo am venit noi. Deci e atât de pitoresc și ne uitam în zona asta. E făcut un zid ca un gard din pietre. Adică se vede că asta nu s-a pus întâmplător aici, știi? E un zid, gard, nu-mi dau seama. Și tot traseul ăsta e din categoria aia, wild experience, adică da, e super. Te rup de tot, deci ești tu cu tine, bine, noi suntem și cu, și cu un GoPro. Da, e foarte frumos. Și uite în ce zonă am ajuns. Da. Și aici pe copac avem din nou semnul. Ne-am mai uitat pe hartă, ne-am mai uitat puțin pe telefon, dar am găsit. Uite și aici, la fel, zidul ăsta. No, dacă știe cineva... Dacă e zi de sprijin, gard, nu-mi dau seama chiar ce rol are, pentru ce a fost gândit. Da. Fiindcă după zid, ca și cum ar fi o curte. Da, terenul cuiva. Interesant. Probabil. Da, poate pe vremuri nu făceau gard, făceau zid din pietre. Cireșe. Da. Care? Despre noastră. A, da, cireșe negre, dar s-au uscat. Da. Dacă mai mâncam și cireșe azi... L-a trecut vremea. Mâncam de toate. Am ajuns la Tăul Mare, așa se numește. Este lacul acela în formă de inimă,
pe care probabil l-ați văzut în unele poze pe internet. Are o suprafață de 40.000 de metri pătrați și acum suntem la o altitudine de 1025 de metri. Ce trebuie să știți despre acest tău este că el este alimentat de 3 zvoare care curg din masivele ce îl înconjoară. Și acum e lac de agrement, nu? Da, e, se poate pescui contra cost. Da, deci e alimentat, a fost populat cu pești. Da, de se și vede în partea asta, partea de sus. Și apoi continuă, noi încercăm să găsim traseul, să vedem cum ne apropiem de el. Da, acolo am văzut și eu bulina în dreaptă, dar cred că trebuie să mergem cumva pe lângă el. Pe stânga, cred. Drumulețele astea. A, nu, uite, am văzut în față. Da? Da, da. Am văzut din nou bulina albastră în față, pe stâlpul de acolo și cu o săgeată către dreapta. Da, deci am ajuns și la cel mai mare lac de aici. Și așa arată lacul de aici. De... Suntem chiar lângă el, ce să mai, și vis-a-vis este un domn care pescuiește acolo în depărtare. Ce ai mai găsit? Fragi. Și aici sunt fragi. Una dintre cele mai frumoase excursii, expediții, așa, drumeții pe care le-am făcut noi în acest tur. Uite aici, în Roșia Montană. E mult diferit față de tot ce am făcut. E da. Super sălbatic, așa. N-am mai întâlnit pe nimeni. Dacă vine să credeți, acum vedem pescarul de acolo, acolo unde am oprit la Mirela cu căsuța plantelor. Și cam atât. În rest, da, așa, turiști, doar noi. Vreau să facă traseul ăsta. Deloc. Vreau să vă spun că aproape că ajunsesem pe partea cealaltă a lacului și am auzit un câine care lătra. Și ce am făcut, Vlad? A început să fugă spre noi, zi tot. Și câinele a început să fugă spre noi și noi am început să fugim în direcția cealaltă și am ajuns pe celălalt mal ca să ne dăm seama de fapt că era cel mai prietenos cățel pe care l-am văzut, dar mi-e foarte frică de câini. Îmi luasem și arma. Un băț așa, am zis în caz de orice. El era foarte prietenos, vrea să joace. Da, da, te întâlnești pe aici prin pustiu. Cu câine nu știi cum reacționează. Cam așa e, da. Acum vreau să vi-l arăt pe Azorel, dar era un domn care pescuia și a rămas cu domnul acolo. Da, și zicea și domnul că e cu minte. Da, bine, hai, mai facem atât. Mai facem traseul, da. Mai facem o dată tura asta, e. Am scurtat un pic traseul și am intrat puțin, pe... Puțin, am intrat pe cel de Bulină Roșie sau Cruce Roșie. Da, care duce înapoi spre... Coborâm direct către Roșia Montană. Exact. Cu peisajul ăsta pe la umbră. Și suntem pe o alee care e mărginită stânga-dreapta cu aluni de pădure. Sunt copaci cu aluni de pădure. Doar că-s verzi. Sunt verzi, dar încă nu-s copte. Da, foarte frumoasă zona, mai zicem încă o dată. Exact. Da, chiar e drăguț și sperăm să ne mai întâlnim cu niciun câine. Nu cred că o să mai fie. Era doar ăla și ai văzut și ăla era. Până la urmă era simpatic. Da, dar uite. Sunt căzi de pe jos. Ce fain e. Nu se vede prea și bine. Și am găsit o felul de fructe, dar încă n-am găsit nicio pepită de aur. Poate a, până la final... Am și căutat tare, ce-i drept. Poate până la final găsim, uite. Am găsit alt fel de aur, Vlad, uite. A, dar e găurită. E găurită, aia nu e bună. Da. Am ajuns, deja sunt case, puțin da, mai jos. Cred că ne apropiem de... Și acolo sus e un sistem de grote, de galerii în stâncă. Andrei, eu cred că acolo oamenii și stătenii tot au căutat aur. Așa zici. Tot au săpat după aur. Ai noi? Nu, no, că nu mai avem timp azi, dar cam așa pare, vezi? Deci e, în stâncă un sistem mare de galerii, grote, foarte, foarte tare. Și aici o casă istorică. Cine știe de când e, dar uitați ce poartă are. Deci poarta e din lemn. Și apoi s-a pus betonul ăsta, să zicem, și dedesubt e stuf. Vezi? Sub beton. Oh, da. Ca să lege cumva, să se prindă betonul de lemn. În partea asta e un fel de stuf sau de la porumb. Nu-mi dau seama. Și e împletitură. Uitați cum se vede. E prima dată când văd modul ăsta de lucru. Și în partea de sus la fel. Ia uitați împletitura. Am răzbătut și am ajuns din nou aici în centrul istoric. Și vreau să vă arătăm ce am muncit noi azi. Asta e captura. Vagoneta asta noi am umplut-o, Andreea. Da. Ce zice? Ce doar zis? Bucățele mici de aur? Nu. Nu, nu se ia, deci nu se poate desprinde, am încercat. Partea mai puțin frumoasă de la Roșia Montană, dar o parte care este cumva
în istoria noastră și despre care e bine să știm. Suntem în masivul Cetate sau în cariera Cetate. Locul acesta a fost exploatare minieră în vreme de mai bine de 2000 de ani și a fost principalul furnizor cu aur al munților Apuseni de tot atât de mult timp. La început, în primii ani, se făcea doar exploatare subterană, iar apoi, din 1900 și ceva până în 2006, s-a început și exploatare la suprafață. Dar cum arată peisajul ăsta? Deci totul în jur e galben. Da. Tot. Ia uitați. Orice găsești aici înseamnă ceva cu galben și te duce cu gândul, bineînțeles, la aur, dar probabil aici sunt mai multe metale prețioase, nu doar aur și argint. Dar cum arată locul ăsta, wow, n-am văzut niciodată așa ceva. Miroase la... A metale, a, nu știu, a fier, da. Ia uite cum... Da, parte din ele se pot observa, da, parte din galerii. Și așa arată acolo în partea de jos. Deci aici când s-a oprit exploatarea, a rămas așa cum era atunci la vremea respectivă, așa a rămas. Probabil că nu s-a mai întâmplat nimic sau dacă erau utilaje au fost luate și cam atât. Dar tot în jur e, cum am zis, galben. Wow. Uitați că aici la Roșia Montană am reușit să vedem și o carieră, nu doar să facem un traseu în jur. Comunitate veselă, asta a fost experiența noastră de astăzi aici în Roșia Montană. Da, nu? Cum da. E? Per total? Din nou, dacă... un loc plin de istorie, nu? Da, așa este. Un loc plin de istorie, un loc plin de însemnătate și plin de frumusețe și... Cred că e important că atunci când ne gândim la Roșia Montană să ne gândim și la partea cealaltă, verde și frumoasă a ei. Partea de munte. Pentru că este din plin și... Și autentic, este primul loc în care găsim atât de multe fructe, da. Așa pe un traseu de drumeție. Exact. Foarte tare. Cum spuneam, o experiență așa mai sălbatică. Da. No. Asta a fost experiența noastră, acesta a fost videoul de astăzi. Noi acum ne îndreptăm către Cluj-Napoca. Și ne vedem în video următor care o să vină în, probabil, o zi sau două. Până data viitoare, noi de aici, din cariera Cetate sau și din Roșia Montană, vă salutăm și vă mulțumim pentru că vă uitați la noi. Da. Vă așteptăm cu un like, cu un comentariu. Exact. Pe Instagram, valizdevesele.ro. Și nu uitați, fiți întotdeauna... Cei mai veseli! Pa, pa! Pa, pa!